Atunci când Curtea Europeană a Drepturilor Omului pronunță o hotărâre prin care constată încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, statul vizat, mai precis statul în cauză în procedura în fața curții, este obligat să se conformeze hotărârii de îndată ce aceasta rămâne definitivă. Altfel spus, să o pună în executare. Pentru a supraveghea îndeplinirea acestei obligații de către statul în cauză, hotărârea definitivă este transmisă Comitetului de Miniștri, format din reprezentanții tuturor statelor membre ale Consiliului Europei. Această supraveghere de către Comitet este expresia răspunderii colective a statelor membre pentru buna executare a hotărârilor curții. Ce se așteaptă din partea statului în cauză? Pentru reclamant, o primă măsură poate consta în plata de către stat a sumei de bani acordată de curte cu titlul de reparație echitabilă. Această sumă este destinată să acopere prejudiciul moral sau material suferit, precum și cheltuielile suportate de reclamant în cursul procedurii. Cu toate acestea, autoritățile statului în cauză sunt adesea solicitate să ia și alte măsuri în favoarea reclamantului, pentru a înlătura în măsura posibilului consecințele încălcărilor suferite. De exemplu, să redeschidă o procedură judiciară declarată inechitabilă de către curte, să anuleze condamnarea unui jurnalist acuzat în mod nedrept de calomnie, sau să restabilească legătura între un părinte și copilul său după o separare injustă. De asemenea, autoritățile naționale trebuie să vegheze ca alte persoane să nu sufere încălcări similare și să adopte măsuri generale pentru a evita aceasta. De exemplu, poate fi necesară modificarea legislației în vigoare, ori a practicii judecătorești sau ameliorarea condițiilor de detenție. Statul în cauză informează Comitetul de Miniștri în legătură cu măsurile pe care intenționează să le ia, sub forma unor planuri de acțiune. Atunci când statul consideră că toate măsurile necesare au fost luate, transmite Comitetului un raport de acțiune. Dacă, după analizarea acestuia, Comitetul de Miniștri acceptă raportul de acțiune, cauza este închisă printr-o rezoluție finală. În cadrul procesului de supraveghere a executării, reclamanții pot informa Comitetul despre eventuale dificultăți pe care le întâmpină în obținerea despăgubirilor. În plus, societatea civilă, reprezentată de organizații neguvernamentale, precum și instituțiile naționale pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, pot interveni și transmite Comitetului comunicări privitoare la executarea unei hotărâri anumite. Comitetul de Miniștri consacră 4 reuniuni anuale misiunii sale de supraveghere. Dacă este necesar, acesta poate să examineze o cauză și în cursul altor reuniuni. În cazul în care executarea întâmpină dificultăți, Comitetul dispune de o multitudine de măsuri pentru a ajuta statul în cauză să le depășească. Dar cine supraveghează respectarea soluțiilor stabilite pe cale amiabilă și a declarațiilor unilaterale? Comitetul de Miniștri supraveghează și respectarea soluțiilor stabilite pe cale amiabilă. În schimb, Comitetul nu supraveghează executarea declarațiilor unilaterale. În acest caz, competența revine curții. Informații suplimentare privind executarea și supravegherea executării de către Comitetul de Miniștri sunt disponibile pe pagina de internet a acestuia, precum și pe cea a Serviciului de Executare a Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care asistă Comitetul în misiunea sa de supraveghere.